În Duminica Floriilor, la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia va fi vernisată expoziția Anastasis. Evenimentul, ajuns la cea de-a patra ediție, prezintă lucrările unora dintre cei mai buni pictori iconari din România și din Sfântul Munte Athos. Galeria Cuhnia din cadrul Centrului Cultural Palatele Brâncovenești va găzdui cea de-a patra ediție a expoziției Anastasis. Evenimentul reunește lucrări ale iconarilor români, dar și câteva picturi ale monahilor de la mănăstirile Atonite Vatoped și Xenofont. Vernisajul va avea loc duminică, 28 aprilie. Ce vor putea vedea vizitatorii în cadrul acestei expoziții? În cadrul acestei expoziții vor putea vedea icoane tradiționale ortodoxe din spațiul românesc și nu numai, și din Sfântul Munte Athos. Miniatură și de altfel și schițe de arhitectură ale arhitectului Berechet și a unui arhitect tânăr care încearcă să îi urmeze acestuia. Cui se adresează acest tip de expoziție? Îi se adresează omului contemporan care, obișnuit cu imaginea care îl înconjoară, poate să facă o diferență și din punct de vedere duhovnicesc și să vadă icoana ca un alt mod de a vedea lumea. Adică să-i deschidem o altă fereastră față de ferestrele pe care laicizarea lumii acestea le deschide către el. Ce aduce nouă această expoziție? Ce tehnici au fost folosite? În afară de foița de aur de 23 de carate pe care o au majoritatea icoanelor de aici, am mai folosit pentru icoane și pigmenții din pietre semiprețioase, cum ar fi malahitul, vivianitul, lapis lazuli și alte culori naturale obținute așa cum le obțineau cei din vechime. Expoziția poate fi vizitată la Galeria Cuhnia a Palatului Brâncovenesc din Mogoșoaia până în data de 13 mai.